Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Cauză și Efect. Astăzi alte subiecte despre administrație, despre candidați, despre modul în care se va profila un nou mandat, începând cu 6 iunie 2016, și bineînțeles cu proiectele pe care administrațiile le propun. Astăzi este rândul orașului Cernavodă. Doamna Mariana Micea, candidat la fotoliul de primar al orașului, este prezent în studio. Cu domnia sa a venit și un susținător, este vorba de Robert Eusebiu, așa îl voi numi pentru că nu candidează la nicio funcție, ci doar este un simpatizant și, bineînțeles, un susținător al doamnei Mariana Mircea. O să-i las pe invitații mei să vorbească despre Cernavodă, despre proiecte, despre modul în care se desfășoară campania și despre multe alte aspecte care țin de comunitate. Pentru că în comunități există foarte multe lucruri pe care noi ceilalți nu le știm. Bună ziua și bun revenit la Litoral TV! Mă bucur să vă întâlnesc încă o dată. Și de asemenea, faptul că Robert este alături de noi dovedește că în politică intri nu doar interesat de o funcție. Da, pentru că, și știți, dezinteresat. Poți să intri și dezinteresat. Sigur. De fapt, un interes toți avem și interesul comun trebuie să fie ca în localitatea noastră în care vrem să trăim în continuare, să fie mai bine. Și pentru că e prima oară la dumneavoastră, eu l-aș lăsa pe Robert să se prezinte și să spună de ce este susținător în această situație. Robert, să te prezinți. Și mulțumesc că ai onorat invitația mea împreună cu doamna Mariana Mircea. Ați onorat invitația mea și sunteți prezenți aici în studio să vorbim despre Cernavodă. Mulțumesc și eu pentru invitație. Așadar, sunt susținător chiar înrăit, pot să spun, al doamnei Mariana Mircea. Nu fac de mult timp politică, dar am intrat în politică ca să pot schimba ceva. Tânăr fiind și, bineînțeles, presupun că există și mulți alți tineri în Cernavodă care probabil susțin pe doamna Mircea sau vor să se implice, de fapt, în campania doamnei Mariana Mircea și presupun că vreți, de fapt, să ajungeți acolo, în acest grup al doamnei Mircea, pentru a avea un oraș mai bun, mai bine administrat, mai curat. Exact. Cu proiecte derulate și cu o altă imagine, să spunem așa, în fața județului, în fața României, de ce nu al lumii, pentru că acolo e un nod foarte important de tranzit și pe fluviu și pe canal. Să lăsăm pe Robert să spună ideile lui, da. Parcurgem campania aceasta cu campania mai exigentă, cum de altfel știți, dar... De ce este exigentă? În ce sens? Păi știți, nu se mai pot face anumite spectacole, bălării din astea politice, da? Găleți, pahare, șepci. Dar spun eu că este destul de bine, mai bine, că nu se mai fac. Venim totodată cu sprijinul tinerilor și o susținem pe doamna Mariana Mircea pentru a dezvolta orașul și a ajunge la punctul cel mai mare de a transforma Cernavodă într-un oraș care tinerii să poată vină din străinătate, să muncească la noi și să fie buni și plăcuți în orașul în care a trăit și a crescut. Am înțeles. Bun. Eu o să spun experiența mea. Acum m-am întâlnit eu cu Robert pentru că este important. Poate lui De ce este important? Este important pentru că avem, normal, printre alegători foarte mulți tineri, da? Care aleg sau nu aleg. Unii consideră că e mai bine să fie apolitic. Știți că se consideră așa la modă ce e bine să fie apolitic. Eu nu cred asta, dar în sfârșit. Tinerii cred că ce văd pe Facebook eventual este doar ce e pe Facebook e adevărat sau sunt mai ușor de păcălit, mi se pare mie, decât cei cu experiență. Bine că sunt și multe persoane în vârstă care pot să înghită niște informații așa și să nu se gândească prea mult de unde vin, dar la tineri este mai mare pericolul. Când ne-am întâlnit cu Robert, fiind novice pe Facebook anul trecut, chiar nu mă pricepeam, râdeau copiii mei de mine că m-am hotărât să fac o pagină, am văzut că sunt persoane care îmi contestă, nici nu candidam atunci, dar în orice caz îmi contestă ce am făcut în cei 4 ani, nu sunt de acord, li se părea că ideile mele nu sunt învechite sau vorbim de tineri. Și atunci mi-am propus și nu doar în cazul lui, mai sunt încă 2-3 persoane a care am văzut așa mai înrăite și am zis,
nu vreți mai bine să ne întâlnim? Da. Chiar am fost la întâlnire alături de altă persoană, ca să fim în trei. Haideți să ne întâlnim și să îmi spuneți în față, eu să vă răspund și să vedem, nu, până la urmă, ce vă nemulțumește, ca și tineri. Vreau să spun că toate întâlnirile au fost după mine un succes, dar în urma întâlnirii cu Robert s-a legat așa o prietenie politică, să spunem, pentru că și el, ca și mulți tineri, cred în continuare, era dezinformat, este ușor să primești informații greșite și și-a dat seama, pe măsură ce am dezbătut tot subiecte legate de oraș, că adevărul era altul. Și eu am rămas uimită, le-am spus și prietenilor, am rămas uimită că cineva care era, să zicem, de cu totul altă părere în ceea ce privește eventuala candidatura mea, că nu candidam atunci, l-am spus, a fost unul dintre cei care a spus, da, haideți să mergem odată și să candidați. A fost o surpriză plăcută, mă așteptam sincer între timp să cedeze, pentru că sunt multe lovituri și cred că a început deja să le observe. Atunci când intri în politică, deși vii bine intenționat, vrei să-i ajuți pe ceilalți, se găsesc alte tabere care au alte interese, care normal să te lovească, să te jignească, să prezinte lucrurile complet diferit decât ești tu, ca să minimalizeze importanța pe care avea-o și să-ți taie orice, să zicem, șansă de a mai ajunge la putere, putere pe care și-o doresc ei. Eu zic că Robert se descurcă foarte bine în campanie și o să vorbim acum și despre impresiile lui, sper, de campanie. Da. Deși campania este așa restrictivă, cum spunea, deci nu mai sunt spectacole, nu mai sunt găleți și nu mai sunt alte lucruri care erau obișnuiți alegătorii. În continuare, deși legea interzice, sunt persoane care jignesc și apelează la niște metode extrem de urâte și ilegale. Adică care ar fi acele metode? Ia să le enumerăm. Haideți să-l înțelegem. În primul rând, Facebook-ul. Da? E rețeaua de socializare publică pentru care nu putem ignora și această metodă. Și se postează foarte multe lucruri adevărate și neadevărate. Da, omul întotdeauna e nemulțumit cu orice se face. Că e bine, că e rău, omul dă în tine, te lovește și te înjură, pentru că nu știu ceea ce se întâmplă cu adevărat și adevărul. Campania văd că ușor se îndreaptă spre mai rău. De ce? Pentru că... De ce? Campanie în murdare la Cernavodă sau acum? Chiar este foarte rea. Nu știu de ce, pentru că oamenii tot sunt nemulțumiți, dar tot ei la cap spun lucruri urâte. Mai exact. Avem contracandidați sau rude de ale lor. Da. Da? Care ce fac? Care fac filmulețe ciudate. M-au asimilat, de exemplu, pe mine cu pește, cu șobolani, cu... Deci, niște ciudățenii, bun, să zicem, de... Bun, asta mai puțin, ea înseamnă lumea, pentru că era minciună, lumea vă știe acolo. Nu, sunt, dar, de fapt, de exemplu, și-au creat și o pagină, așa zis, a independenților. Da? O pagină a independenților care nu sunt, și dacă vă uitați ce dezbateri și ce vocabular este pe pagina independenților, ești uimit. Știți de ce spun că nu sunt independenți? Pentru că un independent nu ar posta o asemenea fotografie cu cineva care candidează. Fotografie, filmulețe, tot felul de invenții ale lor. Eu n-aș face așa ceva cu un om care candidează. Evident, da. Dumneavoastră aveți altă ținută ca profesor universitar, nu cred că, dar acolo lucru de care ne miram împreună și eu și Robert și cei din echipă, am rămas uimiți că, deși sunt 7 candidați la primăria Cernavodă, toți dau în mine. Adică este ceva așa, te întrebi... Păi înseamnă că este cea mai importantă. Da, este cea mai puternică. Da, este o coaliție, de fapt, nu se atacă PMP cu PSD sau cu PNL sau cu independenții, nu. Toată lumea atacă pe Mariana Mircea. Bine, acum eu sunt obișnuită că de 20 de ani m-am călit cu asta și cred că de multe ori sunt uimit și colegii mei cum rezist la... Probabil că ceilalți văd că aveți șansele mai mari și atunci se unesc ca să vă blocheze. Și asta este și asta este o explicație, dar... Mai este o explicație. Explicația este, și asta o spunem și oamenilor în teren care ne întreabă același lucru, explicația este că ceilalți au și colaborat
în diverse consilii locale din care au făcut parte și în continuare își doresc să colaboreze, nu în interesul cetățeanului. Deci au votat lucruri și au de gând să voteze lucruri în interesul lor. Am înțeles. În interesul lor și nu numesc o persoană, deci nu doar interesul candidatului, interesul grupului. Da? Să luăm un caz specific. Pe PNL, dar nu mai avem candidatul pe care l-avea în ultimii ani PNL-ul, pentru că în sfârșit este în altă parte acum. Dar cu toate acestea, ca să zic așa, gașca, grupul a rămas și grupul susține cam tot ce vroia fostul primar. Trage tot și a pus alt om în față, da? Și îl împinge și pe el. Haideți că noi vrem... Păi interesul e acolo. Interesul e acolo pentru că ei sunt acolo. Ei sunt în continuare în primărie, chiar și celebrul Cadiu, care cu hânsă... E șef de campanie. E șef de campanie, exact. Ei urmăresc tot acolo să ajungă și, bine, până la urmă zice și tu urmărești tot acolo să ajungi. Dar nu e același lucru. S-a văzut că îi urmăresc pentru a crea și când vorbesc de spirit de gașcă, chiar așa este. Deci eu nu știu dacă am avut vreo gașcă, am angajat în primăria Cernavo de persoane care pe unele nici le cunoșteam. Ei, amante, nu știu ceva, tot felul de prostii. Deci în orice caz, un grup ciudat, da? Care normal se încăpățânează și vrea tot acolo. Bine că grupul ăsta încearcă și normal convinge și pe alții care habar n-au și vin și ei ca adepți, ei nu știu de fapt ce se urmărește. Dar există nu vă cunosc și atunci se... Nu mă cunosc suficient. Asta este răspunsul. Nu mă cunosc intră suficient. În grupul lor. Intră în grupul lor, amăgiți de iluzia că da, a venit un candidat nou, ignorând că de fapt grupul e același. Am înțeles. În cazul PSD-ului este la fel format un grup și de ce spun un grup? Se vede evident din lista de consilieri, cum se vede și la PNL, da. Se vede din lista de consilieri că s-a format un grup pe anumite interese și interesele sunt strict legate la PSD de raja și de utilități termoficare. Adică tocmai două societăți care sunt contestate în orașul Cernavodă de către cetățeni. Oamenii sunt supărați pe facturile de la raja și nu neapărat pe facturi, pe modul că se mai încarcă la apă, pe modul că este cam scumpă până la urmă canalizarea. Sunt niște aspecte. Dar dacă te uiți pe lista de consilieri, îți dai seama că acolo s-au dus oameni care susțin un grup de interese, cum știți, e la mod acest termen, grup de interese. Ce ciudat este, apropo de demagogie și de minciună în teren, se duce, de exemplu, grupul PSD pe teren, da? Și se duce în cartier în care spune, vreți să nu mai fie raja în Cernavodă? Nu votați pe Mariana, că ea a adus raja. Și ați adus-o dumneavoastră? Păi de unde s-o aduc? O aveam acasă și am adus-o la primărie? Deci o să clarific. Vă dau un exemplu cu raja ca să clarific. Dar eu le spun, nu vreți să vă uitați mai bine pe lista de consilieri, nu vreți să constatați că șeful Raja la nivel nu, de... Haide să facem altceva. Este eu șeful PSD Constanța. Eu nu vreau să vorbim despre companii, despre anumite chestii, să le facem reclamă inutil. Dar nu-i reclamă. Știți de ce? Vreau haide să ne concentrăm pe campanie. Dar știți de ce nu putem să ignorăm încă o dată? Eu nu vin aici, nici nu vreau să comentez că Raja e bună sau rea, că nu cred că acum este... Da, nu cred că e... Dar nu în sensul ăsta. Vroiam să vă spun că subiectul principal, și asta trebuie să spun că vorbim de Cernavod acum, ceea ce nu este în alte localități. Subiectul principal în Cernavod este acum cine e cu Raja, cine nu e cu Raja. Păi da, de ce? Dar ce Raja? Este complet aiurea. Inclusiv în mandatul, în alegerile din 2012, mi se pare fostul nepotrivit să fie așa. Nepotrivit, exact cum a spus. Este total nepotrivit. Fostul primar a câștigat pe ideea că dați-o pe Mariana la o parte, vin eu și dau Raja afară din oraș. Eu mă duceam și le spuneam alegătorilor, vă minte, nu poate face acest lucru, nu o să facă de fapt acest lucru. Și l-au votat. Și l-au votat. Acum normal ei sunt supărați. Eu mă duc și le spun, și asta vreau să le transmit în coată celor pe care nu i-am întâlnit în teren. Nu este suficient că au fost păcăliți odată cu acest slogan inutil, da? Deci mi se pare spune, că e o falsă problemă. Este și... exact o falsă problemă, ați identificat foarte cred bine. Cred că nu o companie e vinovată pentru deciziile luate de administrație și mai mult decât atât, eu vă spun că n-aș vrea să fac o discuție aici pentru compania respectivă. De ce? Nu, dar nu de companie vorbesc. Eu dacă vreau să-l iau, luam pe șeful ei, puneam aici, rugam să vină pe scaun. Deci eu nu vreau să judec compania. Vă spun că, apropo de minciuni, principala minciună din 2012 și principala minciună din
din 2016 este aceeași. O folosește PNL-ul, acum umblă cu niște hârtii pe stradă, spune că face referendum, deși nu s-a, cum să spun, nu s-a decis la nivel de prefectură niciun referendum, dar o folosește ca metodă de păcălire. PSD-ul, deși cum am spus, reprezentanții lor acolo, vorbesc de același lucru și mi le aruncă mie. Vorbeam de dezinformări și eu cred că este o falsă problemă. O falsă problemă. Și este vă spun o falsă problemă. E, pentru mine nimeni nu va fi un candidat bun dacă el îmi aruncă mie în față că, de fapt, pentru comună sau pentru oraș e vinovată o companie. Domnule, dar cine a adus compania acolo? Cine a făcut contractele? Și vreau asta să este vă spun, cu cine a adus? Trebuia să vă precizez. Doar un element. Și după aia vă las cu dumneavoastră. Eu vreau să fiu obiectiv. De ce? Pentru simplu motiv că nu vreau să vorbim despre o companie fără să am un reprezentant. Când am un reprezentant aici prezent, dar eu nu comentez, el își pune punctul de vedere. Deci eu nu comentez dacă acum compania e bună sau că mă și abțin. Da, eu sigur, vă și spun foarte bine care, vorbim de campania din Cernavodă și Robert poate să confirme asta. Deci campania din Cernavodă revin și în 2012 și 2016 merge pe o falsă problemă și chiar îmi place că avem alegători și vreau să subliniez asta pe teren pe unde mergem și spun, doamnă, haideți că nu-i mai credem, chiar spun asta, că o să dea iraja afară din oraș. Deci noi am vrea doar să fie corectitudine când se încarcă factura sau ceea ce este firesc. Ce e spune, firesc, da, ceea ce e firesc, este da. Firesc. Deci, dar e o falsă problemă că de fapt apartenența pentru o companie sau pentru alta sau faptul că excluzi o companie de la serviciile în oraș sau unei comunități. Da, ca să vedeți cum se pune problema. Deci încă o dată, raja este și în Constanța, raja este în Mecidia, raja în Fetej, raja. Deci ele, numele companiei nu este folosit ca minciună de campanie aproape nicăieri. Da, nicăieri, da. Decât la Cernavodă. Vedeți? Decât la Cernavodă. Noi vorbeam de specific orașul Cernavodă. Și mi se pare normal să folosești numele în companii păi pentru nu a este câștiga normal, legători. Dar cine spune că este normal? Dar, încă o dată vă zic, a câștigat așa și s-a dovedit că este o monedă interesantă în orașul Cernavodă, a câștigat și merg pe și merg pe aceeași monedă. Merg pe aceeași monedă. Tot falsă. Cum a spus și dumneavoastră. Eu ce pot să precizez aici? Pot să spun că tot ce am făcut în calitate de primar a fost extrem de legal, iar în ceea ce privește serviciile de apă, canalizare și termoficare, până la urmă, care a trecut la altă societate, a fost în felul următor. În momentul în care am preluat mandatul, în 2008, am găsit fosta societate a Consiliului Local de Tacan, așa se numea atunci, în faliment. Evident, o societate în faliment nu mai putea să furnizeze nici căldură, nici apă, nici canalizare, ceea ce era de neacceptat. Oamenii au nevoie de asta. Atunci am decis, deși a fost un lucru extrem de greu pentru mine ca om, să preiau angajații la primărie. Să știți că puțini primari au făcut acest lucru. Dar tocmai pentru a nu, nici nu cunoșteam atunci dacă societatea are, eu știu, o înclinație mai mult sau mai puțin socială, nu? Ci pentru că oamenii țipau, vrem să fim așa. Am luat la primărie toate serviciile. Vă spun că împreună cu gospodăria comunală am avut în 2008 757 de angajați. Extrem de mulți. Deci primarul nu poate să fie șeful unei firme de 757 de angajați, mai fie și primar. Este aproape imposibil. Timp de un an de zile, serviciile au stat toate sub subordonarea mea directă, după care în 2009, prin ordonanța celebră prin care Boc a redus și a tăiat și salarii, a tăiat și din poziții, s-a decis că la nivelul primăriei Cernavodă rămân în jur de 160 de angajați. Deci de la 757 rămân 160. Și atunci, normal, s-a făcut o discuție la nivelul Consiliului Local. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine că nu primarul votează în România. Da? Noi am cerut primarii la vremea respectivă drept de vot. Faceți ce o propunere, exact, și dumneavoastră executați ce spune legislativul, adică Consiliul local. Local. Bun. Și atunci s-a făcut o ședință acolo, în Consiliul Local, în care m-am dus la cunoștință. Prefectura ne-a comunicat numărul conform ordonanței Boc, trebuie să ajungem la 160. Ce facem? Pentru că dânșii luau decizia. Dânșii au spus așa. Rămâne curățenia, gunoiul, la noi spații verzi, că sunt oameni de mult și sunt angajați acolo. Rămâne termoficarea pentru că centrala nucleară ne dă energie mai ieftină, știm problema. Așa și atunci, e adevărat lucrul ăsta, da? Da, nu o să ajungem pe pierdere. Perfect, perfect. Au analizat dânsii toate, chiar și clubul sportiv a trebuit să-l externalizăm ca asociație, sportiv, conform da? Legii asociației, așa. Da, clubul sportiv, pentru că și dânsii erau atunci aferenți acestei organigrame a primăriei. Deci a trebuit cumva să externalizăm. Când s-a ajuns la discuția de cine preia apa și canalizarea, toți au ajuns la aceeași concluzie în Consiliul Local, drept
pentru care au și votat, că nu doresc să mai înființez o societate a Consiliului Local care se ocupe de apă și canalizare, pentru că sunt pierderi mari de apă. La vremea respectivă, noi se știa, aveam un raport făcut de experți, 50% erau pierderi, 50%, da, foarte da, mult. Foarte mult, sigur. Exact. Că da. Și din cauza acestor pierderi neidentificate, din cauza faptului că erau mulți răuplatnici, nu au îndrăznit să o ia la Consiliul Local, care ar trebui să răspundă direct de ea. Și atunci Consiliul Local a zis, care e varianta? Oferta Araja oricum exista de ani de zile, dinainte ca eu să fiu primar, și au decis, inclusiv cel care nu mai este acum primar, au decis inclusiv cei care sunt candidați acum, că Raja este opțiunea cea mai bună pentru apă și canalizare. Acum, să folosești și în 2012, să folosești și în 2016 sloganul Mariana Mircea a adus Raja, de unde puteam eu să o aduc? Păi nu aveți acasă, dumneavoastră. Nu aveam acasă, spus, da. N-am avut vreo legătură comercială, eu personal, cu această firmă. Consider că, într-adevăr, eu cel puțin ca primar și orice primar ar veni în funcție ce am putut eu să fac, am făcut, adică, asta pot să o confirme și angajații Raja și cetățenii. Mi-aduc aminte când Raja a zis, haideți să punem, ca să nu mai fie scandalurile astea, să punem un reprezentant pe fiecare scară de bloc care să verifice dacă sunt încărcate sau nu facturile. Ideea părea bună. Și acum eu îi critic pe mulți la scările de bloc și le spun, aveți reprezentant? Și mulți îmi spun nu. Păi de ce nu aveți? Mi-aduc aminte când Raja a oprit apa la una din blocurile cu multe etaje din Columbia, la unul din deseuri. Și toți cetățenii țipau, nu avem apă, normal, au copii mici. Vreau să vă spun că, deși era foarte târziu, am stat de la ora 20 până la ora 24, eu personal, pe scara respectivă, am făcut ture de la parter până la etajul 8, da? Fără așa, lift, că nu au lift. Da. Ați făcut gimnastică? Am făcut gimnastică. Revin, în poate nu era treaba primarului. Am bătut la toate ușile, unde le deschideau, alte nu deschideau. Unde nu deschideau și știam cine stă, am sunat la șefii firmelor unde erau angajate persoane respective. Deci vreau să spun că a fost o muncă. Mi-e pare rău că n-am filmat acel moment. Da, că este aveați, memorabil. Aveați un documentar să dați acolo. Exact. Am bătut la fiecare ca să-i convingem să-și aleagă un reprezentant. Da? Și au ales până la reprezentantul, Raja a dat drumul la apă. Deci este așa o problemă de comunicare, de fapt. Este o mare problemă să trecem de comunicare. Să trecem de subiectul ăsta, că v-am spus, ne centrăm, adică îi dăm importanță prea mare și nu are importanță. Are o mare importanță. Eu vreau deci, să vă întreb, contra candidații, minciună, pe lângă această, este, să spunem așa, falsă problemă sau minciună, cum am zis dumneavoastră, eu pe, am spus ce mai merg? Pe ce mai merg ei? Proiectele concrete cu care nu vin. Nu este. Bun. Deci asta e principala. Deci aproape că nu există. Păi nu dezbate proiectele. Aș fi convins de cineva care îmi propune că, îmi propune de fapt drept platformă programa campaniei că va îndepărta din comunitate o companie sau altă companie sau altă companie. Dumneavoastră, nu sunteți alegători de Cernavodă. Eu vă spun ce se întâmplă în Cernavodă. Deci de proiecte în mare parte nu se vorbește. Evident, noi când mergem pe străzi și aici spuneți bine, am constatat așa, oamenii își doresc proiecte mari, da? Deci asfaltare în tot orașul, ce am propus, își doresc o faleză, evident, își doresc locuri de joacă în fiecare cartier, dar am constatat că își doresc punctual. De exemplu, dacă pe strada Tudor Vladimirescu, dau un exemplu, eu sunt o problemă din cauza denivelării și canalizarea nu poate funcționa și de ani de zile are această problemă. Oamenii spun așa, vreau un program electoral, pe lângă faptul că tu spui proiecte grandioase, vrei faleză, vreau să scrii că pe strada mea vei rezolva problema cu canalizarea. Deci oamenii într-adevăr își doresc lucruri mari, care normal se văd, că și acum îmi recunosc, vă mulțumim, ați făcut centru, dar își doresc și chestii punctuale pentru zona în care locuiesc. Care țin de confortul public și diferă de la loc la loc. Dar, și vorbeam de aceste locuri de joacă, eu sunt uimită, în foarte multe cartiere, pentru că nici nu s-a făcut nimic 4 ani, eu am investit în bănci, coșuri de gunoi, și locuri de joacă. Și ce s-a întâmplat cu ele 4 ani? Nu au fost întreținute? Nici întreținute, nu s-a adus nimic nou. Ceea ce se vede, deci vreau să vă spun că este jal în ceea ce privește locurile de joacă în, și sunt mulți copii mici, din fericire eu sunt bucuroasă că avem copii. Da, e bine că e o generație nouă. Este o generație nouă, sunt părinții care au grijă foarte bine de copiilor și nu au unde să meargă copiii. Deci începând din Columbia, chiar zile trecute, Columbia, sau cartier, da? Cartierul de Columbia. De ce se numește așa? E poreclă sau e pur și simplu Columbia se numește? Așa a fost denumit el din vechime, dar să știți că până la urmă fabrica de ciment care a fost în zona respectivă era făcută de americani. Deci, și fabrica nu mai există, da? Fabrica nu mai există și pe locul fostei fabrici de ciment se construiește un centru pentru tineret. Aș vrea să fac niște precizări. Vă rog să vorbiți și despre la el. Acest interesantă. Centru pentru tineret este conceput la nivelul ce să conțină, sincer, de mine, la momentul în care eram consilier, înainte de a fi primar.
Dar este construit pe programul social de urgență, pe care Prete Roman, ca prim-ministru, l-a gândit în 1990. Este finanțat din banii Guvernului României, da, din guvernul, de fapt din bugetul național, prin intermediul centralei nucleare. Asta înseamnă că cei de la Nuclear Electrică au făcut licitația, da, banii au venit de la statul român și beneficiarul final este orașul Cernavodă. Vreau să precizez asta, că în multe cartiere sunt întrebată cum mai este cu investiția respectivă. Oamenii normal că întreabă. Acum arată ca niște ruine. Din 2012, de când am terminat mandatul, nu s-a mai făcut absolut nimic. Și oamenii mă întreabă... Da, și dacă nu se degradează orice. Nu, da, oamenii mă întreabă de ce s-a construit atunci și acum nu se construiește. Eu, părerea mea, cred că cel care a preluat primăria, și am această convingere, nu a dorit să devină incomod nici pentru guvernul României, nici pentru nimeni, și nu a mai făcut presiuni. Eu atunci și dacă am solicitat... faci presiuni, devii incomod, să înțeleg. Dacă faci presiuni, devii incomod, pentru că o dată trebuie tu, ca primar de Cernavodă, să mergi la minister și să spui, știți, pe bugetul României, la capitolul X, trebuie să mai puneți 4,5 milioane de euro. Cred că atât mai este nevoie ca să fie terminat. Unul din partide, mai exact PNL, acum a venit o soluție în campanie și le spune oamenilor, noi o să terminăm centrul pe banii orașului Cernavodă. Aveți banii ăștia în buget? Indiferent cine ar veni, da? Ca să clarificăm. Nu. Indiferent cine ar veni. Deci să iei acum 4,5 milioane de euro din bugetul orașului Cernavodă înseamnă să-i privezi de altceva. Cât e bugetul pe un an la milioane de euro? Deci, bugetul orașului Cernavodă este cam 6 milioane de euro, din păi care... înseamnă 70% aproape. Mai puțin, din care haideți să vă spun. Deci din 6 milioane, atât a fost când eram eu primar. De anul acesta, într-adevăr, am mai spus în altă emisiune, prin presiune pe care le-am făcut în momentul respectiv și alți primari, s-a modificat codul fiscal și se plătește taxa pe clădiri. Da? Bine, și taxa aceasta variază în acest moment. De la situație, la Consiliul Local, care tocmai și-a terminat mandatul, a votat-o la minim. Nu vreau să intru în acest detaliu, dacă au făcut bine sau au făcut rău. Dar a mai venit o sumă de 3 milioane de euro. Aceste sume sunt extrem de importante pentru ceea ce își doresc cetățenii și e nevoie cu prioritate. Ca noi să preluăm acum o investiție făcută de statul român, pe lângă faptul că este extrem de greu, înseamnă să iei banii de la cetățenii din Cernavodă și să ignori că statul român are obligația să finalizeze acea investiție pe programul social de urgență. Deci varianta PNL-ului, cu care se plimbă prin oraș și anunță că lăsați că o facem din banii noștri, după mine, defavorizează cernavodenii. Dar ea, mult sigur, trebuie finalizată. Este vorba de un bazin olimpic de nod, de o sală olimpică de sport. Este vorba de terenuri de sport, este vorba de un amfiteatru. Să se piardă. O clădire mare, pe care nu putem să o numim casă de cultură, este un centru cultural cu multe săli în care copiii se pot pregăti, că vorbeam de pregătirea lor pe cultură, pe chiar până la urmă putem să ducem acolo și copii care au nevoie de lecții suplimentare în ceea ce privește școala. Este nevoie ca acea investiție să fie terminată. Robert poate să confirme că în toate cartierele primim și această întrebare. Am înțeles de la cetățenii care vorbiți pe drum, exact, pe stradă. Vorbeam de proiecte. Așa? Se cam copiază proiectele candidaților, chiar dacă unii candidați habar n-au ce se întâmplă acolo și despre proiect. Despre proiectele împunătoare, că vor lumea să vadă proiecte fantastice. Chiar am consultat proiectele candidaților și sunt foarte, foarte, care cred că nu se poate rezolva. Sunt, practic, sunt imposibile. Imposibil. Patru fabrici, patru uzine. Nu, cineva afirmă, apropo, un program electoral, că primăria va face fabrici. Nu poate, nu poate. Niciodată primăria. Mă bucur că dumneavoastră, ca profesor universitar și om cu experiență. Dar nu e vorba de profesor universitar, ci e vorba de faptul că primăria nu... Deci poate înființa o companie care să administreze niște servicii, dar primăria nu poate, nu se poate ocupa de înființarea unei fabrici. Că nu e vorba de investiții private, publice sau private, exact, sau parteneriate public-privat, exact, da, dar primăria, în primul rând, că nu are resursele respective. A fost o vreme când primăriile aveau, prin intermediul primăriilor, se finanțau investițiile majore, dar acolo era o altă ordine, da, politică, bine, juridică și așa mai departe. Vorbim de statul român dinainte de 1990. Da, ante 90, ante 90. Exact, acolo era erau cu totul alte reguli. În România de acum nu se face asta. Eu cred că oamenii nu au, în primul rând, cunoștința, de fapt, despre administrația
și de asta administrația în general, despre modul în care a trebuit să se ocupe de comunitate. Primăria, în primul și în primul rând, se ocupă de ceea ce înseamnă furnizarea serviciilor, administrarea din punct de vedere al teritoriului, aplicarea legilor, garantarea acestei aplicări, bineînțeles, colectarea acelor impozite și taxe pe care, de fapt, fie agenții economici, fie contribuabili persoane. Administrarea situațiilor de urgență? Categorii. Deci se ocupă în speță de comunitate, de populația de acolo. Dar vedeți că pot fi mințiți în campaniile electorale cu lucruri pe care dânșii nu le pot combate, că nu cunosc administrație, cum a spus. Și atunci cetățeanul e uimit. Vine un candidat și spune: votați-mă pe mine că eu vă fac fabrică de ulei. Fabrică de ce mai spune? Deci vă fac vreo 10 fabrici și o să fiți fericiți, o să aveți locuri de muncă. Și zice: da, dar nu știe că practic este mințit la modul grotesc. Adică nici măcar nu este o minciună cât de cât elegantă. Sigur că da, nu e minciună elegantă. E o minciună care, mă rog, e crezută probabil de cei care sunt micuți la... Da, dar se mizează pe faptul că oamenii își doresc ceva anume și eu știu acest lucru, știu de 20 de ani în Cernavodă este nevoie de locuri de muncă. Dar nu poți să-i minți și nu poți să le creezi speranța că mâine... Eu, de exemplu, mă uitam în programul meu electoral din 2008, am scris acolo și vreau să le aduc aminte tuturor că am spus... Putem garanta, la momentul respectiv, candidat din partea PSD, putem garanta 3.000 de locuri de muncă numai dacă unitățile 3 și 4 se vor dezvolta. Pentru că știi când și cum apar niște locuri de muncă. Evident, noi nu spunem... Primăria nu poate face investiții de acolo. Nu. Și e o dificultate. Uitați-vă că nu poate statul român. Deci, în acest moment, se bâlbâie această decizie. Dar se negociază parteneriate. Se negociază, e vorba de sume foarte mari. Nici nu se pune problema că poate negocia primăria Cernavodă. Evident că poate primăria, cum normal noi am spus și am și făcut asta în mandatul trecut, poți să încurajezi turismul, poți să creezi proiecte pe turism, cum e portul turistic, cum este Faleza și chiar ceea ce eu am tot încercat, festivaluri tradiționale la care să aduci străinii. Da. Pentru că am mai spus, turiștii vin mulți, uitați-vă pe navele de croazieră, merg pentru că sunt spectacole, pentru că vin artiști. Au ce să vadă. Nu pur doar să se plimbe, să-ți vadă pavajul tău și clădirea renovată. Nu-i suficient. Oamenii vor să fie atrași de ceva mai să bun. Să vadă comunitatea de acolo, tradițiile, să vadă tradițiile, culturală. Să... Adică și, să vadă comunitățile vii. Exact. Apropo de tradiții, mă bucur că pe lista noastră se află și doamna Varona Valentina, care reprezintă comunitatea rușilor lipoveni. Și am avut de multe ori invitații din Comuna Ghindărești, o spun cu plăcere, din comunitate, doamnele care dansează și cântă atât de frumos în costumele tradiționale. Este pentru mine că sunt român și sunt de aici. Exact. Și tătari și turci. Deci vreau să spun că dacă vorbim doar la nivelul minorităților și poți aduce ceva fantastic pentru care orice turist ar aprecia amintirea cu care rămâne. Și m-am gândit că festivalurile pe care le-ați organizat acolo ar aduce un flux de vizitatori. Exact. Dumneavoastră știți că și în mandatul trecut am încercat festivaluri de teatru și pentru copii și pentru adulți. Festivalul extraordinării. Au cam murit. Mulți spun... De ce nu a fost continuat? Este... De fapt, ajutau comunitatea. Nu era vorba că erau al dumneavoastră sau le dau candidat? Știți cum spune cetățeanul? Eu votez omul. Să știți că omul face toată... În jurul unui om, în jurul unui primar, se pot învârti, pe lângă ideile lui, se pot învârti aceste... Se polarizează valorile. Se polarizează valorile. Dacă eu încercam să capacitez și pe cultură am fost extrem de interesată, eu ca om, atunci am dezvoltat și în oraș. Dacă primarul care a urmat n-a fost interesat de această parte de cultură, era acolo o rubrică pe care să o bifeze, dar nu și-a dorit. Deci, în calitate de consilier și dânsul când a fost în consiliu și alții mi-au reproșat permanent atâția bani la cultură. Ce deci, pui atâția bani la cultură? E nevoie de cultură. Că e nevoie de cultură și vă spun că nici măcar nu erau mulți. M-am dus și m-am comparat cu alți primari din alte localități. Nici măcar nu erau mulți. Dar ei, ca să minimizeze importanța culturii, spuneau prea mulți bani la cultură, ca să înțeleagă cumva omul de la măturat de pe stradă că am luat bani de la el. Niciodată. Era o falsă problemă. O comunitate educată, o comunitate eficientă, o comunitate dinamică, o comunitate care știe să se gospodărească. Și își crește copiii frumos. Pentru că omul este produsul educației pe care o primește. Apropo de cultură, Robert, aș vrut să precizez aici, este ultimul an la teologie.
Și cred, zic la facultate de teologie, da? Da, da, da. La Universitatea Ovidius? Da. Foarte bine. Cred că tineri ca el și alții care normal își doresc să, să cunoască mai mult, da? El și-a dorit să cunoască mai mult pe partea de religie. Poate altul își dorește să cunoască mai mult pe partea de teatru. Sau este bine, nu putem acum până la urmă să avem în jurul nostru doar matematicieni și ingineri. Trebuie să acceptăm, da? E, da, e o diversitate a profesiilor și ele, de fapt, se pun trepătrun cu alte exact. Profesii. Și atunci trebuie să-i capacităm pe toți. Și la noi în echipă, așa cum Robert spune, este de la teologie, avem și multe persoane care lucrează în centrala nucleară, că până la urmă asta e principalul angajator din oraș. Da. Avem de la spital, avem profesori, avem, cum am spus, de la Comunitatea Rușilor din Poveni. Deci avem, zic eu, o diversitate și echipa noastră, eu așa o consider acum, frumoasă. De multe ori poate mai apar divergențe, știți cum e ca în familie, unul îi se pare că muncește altul mai mult. Am nimerit într-o situație foarte dificilă în care cei de la centrala nucleară trebuie să participe la outage-ul anual, da, care este o muncă extrem de complexă și de grea. Lucrează mult mai mult suplimentar decât ar lucra într-o perioadă normală de lucru. Exact. Deci, pentru că jumate din echipa noastră este în outage, fac un efort deosebit și vă spun, vin după tură de 12 ore, de exemplu seara la 7, și vin cu noi pe teren și vin în campanie. Vreau să le mulțumesc în mod special și vreau să înțeleagă și cetățenii că de multe ori spun să vină toți aici să-i aliniați în fața noastră să se vedem. O să vină în măsura în care nu sunt prinși în tură sau în program. S-a format așa o opinie și dumneavoastră știți de pe presă. Cetățeanul vrea prea mult să judece și nu se judecă și pe sine. Sigur, dar noi oameni în general tindem să nu ne judecăm sau să nu ne evaluăm pe noi înșine. Așa este. Și de fapt să vedem pe celălalt. Și vorba românească veche spune, vezi-ți întâi paiul din ochii tăi, exact. Nu, de fapt vezi paiul din ochii celălalt în loc să vezi bârna din ochiul tău care e mai mare, da? Bun, un defect al nostru, ține de natura umană și cred ține, că... dar asta ne dezavantajează, vorbesc cel puțin la nivelul comunității. De aici plecăm la cultura civică și la cultura socială și de asta spuneam mai devreme. Este important ca să aloci un procent din buget și pentru asta, exact. Pentru învățământ, pentru cultură, pentru sport. Pentru activitățile artistice, sport, educația exact. Fizică, adică preocuparea paralelă, să spunem, pentru timpul liber al individului, pentru așa individul, energie pe care copii și pe tineri. Și să consume frumos. Și eu, că am ajuns și vorbim de copii și tineri, aș vrea în mod special să le adresez un mesaj tinerilor. Știu că este dificil, mai mult pentru tineri decât pentru ceilalți, să aleagă. Și sunt mulți care au peste 18 ani, dintre cei care ne urmăresc acum. Aș vrea, într-adevăr, așa cum am făcut și cu Robert, să-i rog să mi se adreseze la modul direct, dacă consideră că este o problemă a lor pe care eu poate n-am reprezentat-o și am uitat-o în 4 ani, aș vrea să-mi pună întrebări la modul direct dacă sunt dezinformați pe o anumită temă și aș vrea să le răspund la modul direct, pentru că eu sunt unul din principalii susținători ai acestei vârste și n-aș vrea să se lase păcăliți de contracandidați care cu sloganuri și cu limbaj de lemn ajung așa să creeze o falsă impresie. Impresia de independență, impresia de multe impresii pe care vor să le arunce pe piață, pe Facebook sau pe orice altceva. Deci aștept din partea tinerilor, pentru că pe mine mă găsesc pe Facebook, da? Chiar Mariana Mircea, nu trebuie să intrați neapărat pe alt blog, noi mai avem și alte bloguri de campanie, dar pot pe Mariana Mircea să-mi adreseze mesaje și să mă întrebe la modul direct, evident civilizat, pentru că am văzut că cei din partidele contracandidate folosesc câteodată un limbaj nedemn. Da, e păcat că se întâmplă așa și acest limbaj, de fapt, ar trebui să nu existe în spațiu public, ar trebui să nu ne caracterizeze, ar trebui, de fapt, să fie exclus dintr-o competiție. Așa spune și legea, dar nu au înțeles mulți. Eu aș vedea competiția în sensul în care mai mulți candidați ai comunității care se cunosc între ei, care au trăit acolo, care vor trăi acolo, pentru că există viață și după alegeri, să dezbată proiectele constructiv, fără jigniri, fără atacuri la persoană, fără atacuri și la... Și să fie convingători, așa cum pot dânsii. V-am zis, din păcate, se ascultă lupta, așa cum a spus și Robi. Urmează 2 săptămâni în care
Nu știu ce ar putea să Două săptămâni au mai rămas. De mâine două săptămâni rămas, până la duminica. Au rămas două săptămâni și, într-adevăr, cred că se vor ascuți luptele și mai tare. Miza este foarte mare pentru că e un singur tur. Da. Această miză... Miza este pentru cetățeni. Eu am spus multora. Mulți da, mă întreabă eu, sau îmi spun, doamna primar, vă dorim succes. Și eu le spun, succesul, în cadrul de o persoană, voi sunteți mii. Succesul nu este al meu. Presupunem că veți câștiga mandatul de primar. Cu ce veți începe ca proiect? Care ar fi primele decizii pe care veți lua sau pe care le veți propune consiliului? Păi, din păcate, trebuie să iei mai multe odată. Deci n-ai dreptul să le pui 1-2. Am înțeles. Sunt toate deci, la fel de importante. Sunt multe la fel de importante. Cum v-am spus, deci trebuie să începute proiectele mari, dar evident că astea nu se realizează imediat, dar odată cu cele mari, încep și canalizarea cu Tudor Vladimirescu să o rezolvi, cum am spus, încep și locul de joacă din capătul Columbiei, da, pe care l-ai promis. Trebuie să le începe toate odată. Sunt mulți care nu realizează ce muncă de coordonare fantastică este. Și avantajul meu este că pot. Am păi n-au avut experiența. Dumneavoastră a avut experiența unui mandat de primar. Știți și mandatul de primar și experiența de la centrala nucleară. Chiar am creierul format în așa fel încât... Ați dezvoltat proiecte și acolo. Eu cred că și Robert poate să confirme, în campanie a constatat că și ca lider de echipă sunt cel care trebuie să țină minte foarte multe, să traseze sarcini tuturor. Și să coordoneze echipa. Evident, și să coordoneze echipa. Aș fi vrut aici să-mi spună cum se simte el ca... Cum te simți, Robert, în echipa domnului? Avem un mentor foarte bun. Așa, și pe care trebuie să-l susținem și să-l urmăm în această bătălie și cu convingerea că o să și câștigăm. Da, trebuie să crezi în lupta în care o duci, lupta de fapt pe care te-ai obligat să o duci sau pentru că te-ai obligat să o duci trebuie să câștigi, pentru că altfel, adică să-ți asumi acest final, îți impui, pentru că atunci voința e biciuită. Și trebuie să... Trebuie foarte multă voință și aș fi mult dacă ne mai poate spune, el este expertul de Facebook, că eu revin, nu sunt atât de tare la... Am învățat și eu să mai postez ceva, am mai învățat, nu știu încă cum să... Când dau o felicitare de ziua cuiva, nu prea știu de unde iau pozele și cum să le trimit, dar în sfârșit, încet, zic că le învăț, nici nu mi-am propus, pentru că eu dacă vreau să fiu bună la ceva, pot să fiu perfectă. Dar am zis că aici totuși se ocupă altcineva și știu că Robert este dintre cei care se ocupă din echipă. Mă ocup de această campanie online și chiar avem foarte mulți susținători, primim și mesaje. Comunici cu ei pe Facebook, comunic, rețele de socializare, da? Da, prin mesaje, le răspund, invit la sediu, care să vorbim. Care sunt întrebările care se pun frecvent? Cele mai des întâlnite întrebări, să spunem păi așa. Mai puține întrebări, infirmă că vor să o voteze pe doamna primar. Am înțeles. Și că vor să vină să se scrie în partid. Bine, sunt cei de pe pagina Independenților, în mare parte, care spun asta. Da. Sunt, din păcate, multe conturi false. De pe care se postează multe... Exact, da, exact. Nu știu ce spuneați dumneavoastră. Exact, ceea ce este foarte, foarte ciudat. Noi urmărim, într-adevăr, vizualizările și să știți că noi postăm și emisiunea dumneavoastră. Și chiar exact pe emisiunea Litoral TV avem multe vizualizări. Suntem audiență acolo, înseamnă la chiar da. Suntem facem rating în multe comunități. Suntem audiență. Chiar da, eu zic că de când este campania în Cernavodă, nu știu dacă se urmărește de mult Litoral TV, dar am constatat multe persoane care urmăresc evident și pe televizor, dar și pe Facebook. Și primesc, dacă Robi primește mesaje, eu primesc chiar telefoane, sunt alegători, de exemplu, au fost în emisiunea cu dumneavoastră, da, în care am discutat de contracandidații mei. Țineți minte când s-au depus listele. Cum să nu? M-a sunat cineva care m-a ținut o oră la telefon și mi-a zis: nu ai făcut bine. Dar de ce nu am făcut bine, am întrebat. A zis, ei lăudat prea mult pe ceilalți, trebuia să te lauzi pe tine. Nu, dar ați spus despre ei că... Eu am zis că am fost obiectivă, dar vreau să vă spun părerea unuia dintre alegători, care a spus, nu ai făcut bine, trebuia să te lauzi mai mult pe tine, că ai ce spune. Mie, da, general, și acesta este... Da, în general, nu știu, m-a crescut mama, poate, altfel nu-mi da, place să insist. Noi suntem modești și cred că ar trebui să ne promovăm. Noi, oameni, în general, trebuie să ne spunem, eu știu să fac asta, pot să fac asta, știu să fac lucrurile ăla, uite, am studiat până la vârsta asta, am obținut rezultatele următoare. Așa este. Am expertiza asta, pot să fac... Dar m-a sunat o persoană cu experiență care a fost în câteva mandate consilier local alături de mine și care știa cât de mult mă bat pentru toate. Deci era chiar o persoană informată și mi-a spus, n-ai făcut bine, trebuia să te lauzi mai mult, să spui tu
ce ai făcut. Mai avem eu zic minute, că cetățenii vor... minute, mai avem, vreau să dați câte un mesaj fiecare. Începem cu Robi, mesajul tău pentru alegători. Deși tu nu candidezi, dar ești susținător al doamnei Mariana Mircea și comunicator de pe rețele socializare, de pe net, de pe online. Așteptăm de la cetățeni să gândească foarte bine pe cine votează, să îndrăznească mai mult, să poată asocia binele cu răul, da, să caracterizeze pe fiecare în parte și să vadă ce a făcut fiecare, ce a luptat pentru oraș, ce a făcut pentru oraș și să vadă cine iubește cu adevărat orașul și vrea să se implice. Am înțeles. Mesajul meu pentru cernavodeni și revin, începând cu cei care au împlinit 18 ani, până la cei care au ieșit la pensie și duc o altfel de viață în orașul Cernavodă, aș vrea să vedeți cu adevărat în sufletul meu și știu că mulți o faceți, aș vrea să mă cunoașteți cu adevărat și de aceea v-am invitat să mi puneți întrebări, să încercați să mă cunoașteți mai mult. Pentru că din toți cei 7, vă asigur, cu toată modestia, că doar eu pot să vă îndeplinesc visele, poate nu 100%, dar în mare parte. Am voința, am priceperea, am experiența, am absolut toate calitățile pe care trebuie să le aibă un primar pentru a vă reprezenta cu adevărat. Mulțumesc că ați fost prezenți, să dea Dumnezeu să se întâmple așa cum v-ați propus, să ajungeți la final în poziția în care v-ați propus să ajungeți și, cred eu, să veniți și ulterior la Litoral TV să comunicați cu comunitatea. În calitate de primar? De primar, da. Și să puteți merge mai departe pe proiectele pe care vi le-ați propus în campanie și pe care le-ați explicat și comunității și alegătorilor susținătorilor dumneavoastră. Toate cele bune vă doresc, succes în continuare în campanie, la jumătatea drumului, mai sunt două săptămâni dificile și vă invit public, dacă mai aveți lucruri de comunicat și de spus, să veniți aici, în această agoră. Noi am fost echilibrați și am primit pe toți, fie că sunt în partid, fie că sunt independenți, fie că sunt în alt partid. Este firesc, fiecare trebuie să vină aici să spună cu cetățeanul este, de fapt, suveran, nu trebuie să fie informat. Mulțumesc foarte mult, o seară deosebită, vă doresc și succes. Doamnelor, domnilor, se încheie aici ediția de astăzi a emisiunii Cauza și Efect. A fost doamna Mariana Mircea și Robert Eusebi, așa cum l-am numit eu, este susținător în echipa doamnei Mircea. Eu sunt Enea Chetușa, ne vedem mâine seară la o altă ediție a emisiunii Cauza și Efect. Toate cele bune, la revedere!